Duelul pentru primul loc între CFR Cluj și Dinamo și-a onorat statutul de derby al etapei. Cu un singur român în primul 11, ardelenii au atacat primii și în mai puțin de un minut, Cadu și Weldon l-au pus la încercare pe Bălgrădean. După un sfert de oră, Dinamo a fost aproape de gol, dar Marius Nicolae a luptat în marginea careului clujean. 6 minute mai târziu, liderul Ligii 1 a deschis scorul după o fază devenită clasică pentru albroșii. Cătălin Munteanu a pasat perfect, iar Dânciulescu a înscris. Șutul frumos al lui Marius Nicolae a precedat faza care avea să ducă la golul egalizator. Scarlatache l-a ținut în careu pe Roni, iar Alexandru Tudor a acordat lovitură de la 11 metri. Penaltiul a fost transformat de capitanul Cadu și prima repriză s-a încheiat 1-1. Debutul reprizei secundele a aparținut clujenilor, care au marcat prin Roni după o fază creată de Sugu. CFR-ul putea să încheie conturile, dar atât Capetanos cât și Mureșan au ratat desprinderea decisivă. Finalul a fost de infarct. În minutul 80, Alexandru Tudor a acordat din nou penalti la o fază în care Nuno Diogo l-a ținut în careu pe Liviu Ganea, iar Nicolae a marcat de la 11 metri. În al doilea minut al prelungirilor, albroșii au reușit golul victoriei. Același Nicolae s-a descurcat excelent lângă Nuno Diogo și a marcat dintr-un unghi dificil. Scor final 3-2 pentru Dinamo, care obține prima victorie pe terenul CFR-ului în ultimii 37 de ani. A fost un joc spectaculos, un joc în care s-au marcat 5 goluri. Noi am crezut în victoria din seara asta, am reușit. Poate pe final să spun că am fost mai insistenți, am avut și puțină șansă, dar face parte din joc. Eu cred că e o victorie importantă pentru noi, o victorie meritată. Și eu zic că am făcut un meci bun. În general, eu cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din campionat de până acum. A fost printre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut. Am fost echipa pozitivă, am fost echipa care a avut multe ocazii, mult mai multe ca Dinamo, dar din păcate am pierdut. N-a greșit nimic, a jucat bine și e un rezultat, e o înfrângere nemeritată.